Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Sump, fraților. Mă scuzați că n-am mai postat câteva zile, adică 2 zile cred că n-am mai postat. Da, băieți, am mai făcut și eu ceva afaceri pe aici. Mai avansat din punct de vedere financiar. Și de ce n-am sonor? Ok. Gata. Hei, noi be... Au, au, să deși fil. Hai să mergem să băgăm benzină. Bă, vreau să vă zic că... Am mai făcut aici și vreau... Mi-am făcut un nou prieten pe Sam, adică bine. Eu nu știu ce părere are el despre mine, dar eu am o părere foarte bună despre el, glumeam. Am muncit cu el la ferm și mă gândeam să ne luăm să-mi iau ceva, o casă prin Lăvă, știi, și să mă mut acolo. Bine, o să-mi iau cu el, adică o spunem amândoi bani, vedem cum facem și... Adică așa mă gândeam eu. Acum nu știu ce părere are și el, adică eu i-am zis și a zis că nu e nicio problemă. Și o să ne facem o casă în LV, adică o să luăm o casă în LV ceva. Bine, eu oricum o să fac rost de bani. Cât am momentan? Am 337.000 în bancă, 69.000 în mână. Suntem foarte, foarte bines. Mă duc să-mi bag și banii ăștia în bancă, ca să fiu sigur că nu mi-a nimeni. Adică știți că aici și jobul ăla de host de buzunare, de nu știu ce, și vreau să fiu sigur că sunt safe. Oho, la radar stau băieții, băi. Ok, să se băgăm, o să bag 60.000, rămân doar cu 9.000. De fapt nu 60.000, bag mai mult, bag 64.000. Depozit 64.000, ca să am 4, 64.000, ca să am 400.000 în bancă, vedeam așa ca Barosanu. Ok, unde mi-e motorul? Hei. Da. Și probabil o să fac și ceva giveaway, dar momentan nu pot, adică m-ați întrebat foarte mulți de un giveaway, dar deocamdată nu pot să fac pentru că v-am zis, vreau să-mi iau o casă în LV și un business, ceva vreau să-mi iau, că, na. Bine, bani o să fac eu rost, o să fac afaceri, o să pot, probabil o să bag și bani în server, știi? O să fac eu rost de bani, stai să vă liniștiți, bă. Dar mă gândeam să-mi iau prima dată business-ul sau casa, eu mă gândeam să-mi iau business în LV prima dată și după aia să-mi iau casa, știi? Pentru că așa ar fi mai frum. Că business-ul după aia îmi scoate bani, știi, și mă ajută și la casă, că așa pot să bag direct cu 10 milioane să-mi iau și casa și business-ul direct. E, nu chiar atât de mult, dar zic așa ca idee. Mai bine îmi iau business-ul prima dată, după aia din banii de business îmi iau și casa, știi? Adică ce produce business-ul. Ok, hai să ne spawn... Ah, fuck, stai că n-am comprimat, trebuie să spawnăm ăsta, ne spawnăm și ăsta și ne luăm Infernus-ul. Ok, bă, probabil în acest episod o să mergem să... Nu știu, să ne uităm la niște case prin Lăvă, una mai ieftină, aș vrea să văd. Adică bine, mai ieftină, să nu dau 3 caca pe ea, știi? Că și business-ul e destul de scump. Bine, nu cred că dau 3 caca pe o casă, dar zic așa ca idee, vreau să văd cât ar fi să dau pe o casă prin LV. Sper să nu fie prea scumpe. Vreau prin LV, nu știu, că e mai șmecher orașul, părerea mea, știi? Că așa puteam să-mi iau și în LV, dar eu vreau un LV că e mai șmecher orașul, știi? Părerea mea. Și mergem acum acolo să vedem ce case au mai ieftine așa și o să-mi iau, o să facem casa abonaților, adică o să pun rentul gratis și puteți să dați câți dintre voi vreți rent. Și de data asta sper să nu mă mai las de Samp, ca și cum am făcut atunci, că eu am pierdut o casă de 300k, bine, era în Sâfă, era casă de aia sărăcie, dar am pierdut-o pentru că n-am mai jucat o lună și mi-a luat-o serverul, știi, și puteam să o vând și acum aveam bani, aveam vreo 700k acum dacă nu pierdeam casa aia, dar nu-i baie. Nu-i baie. Fac eu bani, mă descurc. Adică eu zbea descurcăresc și voi chestia asta. Ok, hai să vedem. Bă, sper să nu se audă jocul prea tare. Acum dacă se aude se mai întâmplă, băieți. Hai să vedem. Băi, o să încep de aici să văd ce case ar fi. Uite pe aici. Au, fac, m-am bușit. Ia să vedem ce case sunt pe aici. Astea nu sunt... A, ba, da, îs. Nu e de vânzare, asta e de vânzare. Asta văd că nu arată, deci asta nu e casă. Nu... Nu, bă, bulangii frate ăștia, nu e de vânzare. O să pun anunț probabil la... A, astea nu sunt case, serios? Sau mi se încarcă mie greu? Astea nu sunt case? Adevărat? Ați văzut și pe acolo. Bă, eu vreau să vă neapărat, vreau să-mi iau o casă, v-am zis. Și să vă fac casa abonaților, gen, să stați și voi cu mine, dar... Nu găsesc nicio casă. A, nicio casă, frate. Uite, nu mai e nicio casă, frate. Bă, maxim un caca aș vrea să dau pe ea sau un caca și... Nu un caca, mă. 2 caca, frate. Maxim 2 caca. Sper să fie case de 2 caca pe aici. Că n-aș vrea chiar așa de mulți bani să bag în case, știi?
așa, nu știu, bă, eu nu știu de ce nu mi se descarcă combustibilul la infern, nu știu, și n-am de sync, că și eram puțin la fel. Asta ce? A, asta e job, drec, what the fuck. Da, am luat-o greșit. Bă, mie nu mi se descarcă combustibilul, frate, la Infernus. Dar NRG și la alea mi se descarcă. Dar la asta nu mi se descarcă. O fi bug ceva. Apar n-am. Probabil trebuie să distrug mașina, că n-am mai buboit-o de două zile, știi? Probabil trebuie să o distrug. Da, bar nu am ce s-a întâmplat și nu mă interesează. Eu, momentan, v-am zis, vreau să găsesc o casă. Hai să vedem și pe aici. Dacă e vreo casă ceva de vânzăică, uite aici ar trebui să fie casă de vânzare, bă. Casă e zona. A, și mai trebuie, pot să mă duc și în zona aia altă, dar vedem după aia. Hai să mă duc acum pe aici. E de vânzare asta, de ce nu mi-arată că e casă lor? Asta chiar nu-i casă? Adevărat? Asta nu-i casă? Că eu știam că pe aici sunt case de vânzare, adică că sunt case pe aici. Mă rog, hai să mergem în zona aia la altă, vă ulete pe aici. Pe aici, asta e, opa, nu, pe aici. Uite, aici, știu eu că sunt case de vânzare. Că am mai văzut o dată, dar nu mă gândeam, știi? Că o să vreau să-mi cumpăr o altă casă în Lvov. Adică eu când m-am apucat de serverul ăsta m-am gândit că o să fie așa de distracție, că nu o să ajung să am avere și alea. Uite că am ajuns să am avere, frate. Mersi mare. Da, m-a ajutat mare. Bine, cu banii care am și cu banii care am avut nu m-a ajutat mare, dar știu că din cauza lui mare am Infernusul și NRG-ul pe care... Bine, NRG-ul am făcut afaceri, adică i-am dat cont, nu i-am... I-am dat un cont de green. Nu... Mi l-a dat pe gratis, dar știu că mi-a dat un bullet pe gratis, după aia am mai băgat și eu bani și mi-am luat Infernusul ăsta, știi? Deci, ECV, nu aveam Infernusul dacă nu era mare. Deci măsă, frate, măsă. Ok. Păi ce s-a? O zic Gabori, mă. Vin Gabori după mine. Hai să o luăm pe aici. Că am bani să plătesc, am, dați-vă, pui mie, nu mă interesează. Eh, n-am chiar așa bani de aruncat pe geam, dar... Uite-și pe ăsta face și play. Bă! Ce faci tu? Ai pot să intru pe aici? Da, pot să intru, hai că e bine. Hai să vedem, să scoatem checkpoint-ul, am zis. Și hai să vedem casa de vânzare. Casa asta, 1. Bă, nu-i casa de vânzare. Bă, eu cred că e bug de la mine, asta e să încerc să intru în ea. What? Nu știu cum că erau case pe aici, mă, adevărat. Chiar nu sunt case astea? Sau am eu de sync? Cât e ora? E și 21. N-am un frate de sync. Păi și atunci ce căcat, frate? Slash nu. De ce nu îmi arată nicio casă? Adică să intru în ea sau să o cumpăr. Nu am de sync. Frate. Adică eu știam că pe aici știu că a dat odată o rup și eram aici în zona asta. Știu că erau case. Hei. Asta trebuie să fie 100%. Nu e, frate, nu am de sync, cred că. Sau am ceva, frate, eu. Am eu vreo problemă sau ceva. Adică mi le arătau doar pe alea din lăsă, ce drec. Uite-și pe ăsta în casă, s-a răsturnat, rip, gata. Ba nu, nu-i rip. Hai să mă iei prin lăsă, poate mi-au în lăsă, dar nu știu ce să zic, mie LV îmi place, genul. LV îmi place foarte mult. Cumpăr NRG 1.060.000. Cât timp în NRG normal? Barnam. Bă, eu o să merg înapoi ca să văd dacă e ceva acasă prin lăsă. Chiar dacă nu mi-aș prea lua casa în lăsă, mi-aș lua în lăvă. Hai să vedem dacă e prin lăsă. Mă duc pe acolo, prin Grove Street. Să vedem dacă e pe acolo. Acolo aș vrea eu casă. Adică aproape, nu neapărat acolo. Că acolo sunt scumpe, știu. Adică, în general, în lăsă sunt scumpe. Uite-l pe la curat, dar rupișatul. Sunt scumpe, în general, casele pe aici, dar... Hai să vedem. Poate am eu noroc. Stai să vedem. Hai să luăm pe aici. Merge să vedem, nu? Adică câteva episoade o să căutăm case și după aia vedem, ok? Adică, uite pe aici vreau să-mi iau, nu prin Grove Street. Adică bine, e pe aici pe aproape, că și Grove Street-ul pe aici pe undeva drec. Hai să vedem, case pe aici sunt. Aaa, plată prierdare! Ah, fuck, rip. Ok, hai să vedem, pe aici trebuie să fie. Ia. Ah, m-am bușit. Nu e de vânzare. Bă, iau pe jos. Da, nu, de fapt nu o să iau pe jos. Nu e de vânzare. Shop interior, nu-i de vânzare. Nu-i de vânzare. Bă, dar nu prea vând băieții, frate, case. O să pun eu un ad, probabil, după episod, dacă nu găsesc. Nu-i de vânzare. Nu-i de vânzare. Mamă. Sau un Richmond, dar în Richmond acolo sunt case scumpe, frate. Asta nu-i. Rent 1 nu-i. Asta, hai, nu se încarci. Nu te încarci, tăticu. Nu se încarcă. E bug, mă, cred că e bug. De la mine, gen. Nu știu, frate, nu...
Nu... Știu ce ar putea să aibă. Bă, nu știu dacă aveți vreo casă gen pe RPG-ul de vânzare, să-mi ziceți, frate. Ce zici acolo? Vând, schimb casă, leste monster... Oh, leste monster truck, așa? Vând casă, schimb... Vând, schimb... A, cu casă, fac. A, eu vreau casă, nu vreau să schimb o casă, fuck. Bă, e greu să găsești o casă, adevărul e că e foarte greu să găsești o casă. Mai ales când... Adică eu ca și cum mi-aș lua acum o casă și n-aș vrea să o vând, logic. Dar caută unul casă, gen, știi? Și nu pot să eu dau dreptul că nu o vând, știi? Asta e faza. O să pun, merg acum, spun un anunț la CNN. Să văd dacă pot să... Pot cumva să fac rost de ceva casă mai ieftină. Bine, oricum, o să-i zic, frate, mă aștepți până mâine dacă nu găsești cumpărător, știi? Adică eu n-am banii pregătiți, dar vreau să văd dacă e vreo casă, ca să știu dacă merită, you know? Aici mă punem un anunț. Slashad. Slashad. Caut casă lăsă. SMS dacă aveți de vânzare. Nu mai mult de 2 caca. Perfect. Eu sper să fac bani, adică oricum cred că-i fac banii. Nu merge să intru, what the fuck? Gata. Ok. Ce vinde, mă? Vinde Sanders. Băi, du-te mă cu sărăcea de acolo, mă. Ăsta mă vede cu inferiul și zice că-mi vine un sunrise de la bă, but, huh. Coi. Hai să părăși noi mașina dacă e. Mamă, mai știu când eram sărăcie pe server și tot plângeam căci că bă, să-ți repar mașina pentru $100, știi, atunci când făceam gunoier pe live, știi? Când eram prin 2000, Revelionul din 2015 și făceam gunoier pe live, știi? Eram sărăcie, mă. Și, adică eram așa în joc sărăcie, aveam, cred că, vreo $2000 toți banii. Și acum, ce vorbiți, mă, aveți voi așa ceva? Nu cred că aveți, mă, voi așa ceva, mă. Na. Am și o datorie la unul, dar nu contează, nu spuneți nimic. Eu uși pe ăsta, mâncați, așa cum se bagă, dă-te, drec. E mâncat, hai să mergem în sâfă, bă, dacă găsesc o casă în sâfă, acum pe filmare o iau, să mor eu. Acum pe filmare iau o casă în sâfă, frate, dacă găsim. A, stai, îmi iau și în sâfă, adică știu că acolo sunt mai mulți case de săraci, știi? Adică de alea cu 200k. Și chiar, cu case cu 200k. Și mai rămân și mie 200k. Bucurie mare, nu? Hai să mergem. Bă, eu sper să nu regret că am cumpărat casa aia, pentru că îți bani, 200k, sunt foarte mulți bani, frate. Adică foarte mulți bani pentru mine. Acum nu știu pentru voi câți bani sunt, dar pentru mine sunt bani ăia. A, mă, că merea și ne cumpărau în sâfă. Ce, mă, voi credeați că mă arunc, mă? Nu mă arunc, frate, ce-i? Hai să mergem în sâfă să vedem dacă... Dacă e, dați rent, veniți și dați rent acolo la mine, că o să vă las rentul fregat. Ia să vedem câte ori am? 326,4. O, am jucat 20 de ore, respect! Am jucat 20 de ore, bă, în ultima lună, de fapt. Respect! Nice. Bă, am jucat ceva, adevărul e că am stat super mult online zilele astea, adică în vreo 3 zile de când m-am reapucat, nu chiar 3 zile, o săptămână de când m-am reapucat, am jucat vreo 20 de ore, adică 2 ore pe zi maxim. Ok, hai să mergem pe aici prin oraș. Știu că am avut o casă în sâfă, de aia de am pierdut-o când l-am mai jucat. Eu acum sper să mai fie case pe aici, gen de vânzare, că unii nu le pun la vânzare, bulangii. Uite pe aici. Cred că am luat-o bine pe aici, nu? Da, am luat-o bine. Ai tu zgura, măti. Mă rog. Pe aici. Uite, pune mă bag. Bă, nu cred că am luat-o bine, bă. Adică vreau o casă așa să fie gen... Să fie și zona bună, știi? Adică bine, dacă găsesc o ieftinitură de aia în 200, ca o iau instant, vă dați seama, nu mai stau la discuții, da? Dacă găsesc o de aia scumpă, nu o să o iau. Uite pe aici. Ia acum sper să nu găsesc case scumpe, frate, să e... Bă, eu vreau în Chinatown, sincer, că acolo am avut casă, în Chinatown. Hai să vedem, pe aici. Casă de vânzare, ceva, câvă. Asta nu mi-o arată, hei. Asta nu e, asta e bingo. Bingo de la nu bingo, băi, băi, frate. Unde e, mă, Chinatown-ul? Că nu știu bine să fiu, că n-am prea fost pe... A, pe aici undeva trebuie să fie, fie că pe aici e. Uite, pe aici trebuie să fie case de vânzare. Ia. Băi, asta e așa un pic.
Am dărâmat Kendama pe loc. Trapul ăla de Kendama. Unde e, mă? Chinatown-ul, frate. Uite aici, uite aici. Aici trebuie să fie casa de vânzare aia. De ce nu mi-o arată? Nu, cred că am, cred că e un bug de la mine, frate. Uite un fidget spinner, dar nu o să le iau, că nu fac asta. Frate, e bug de la mine, că aici știu că era o casă de vânzare. A, ba nu aici, mă, nu aici, nu aici. Este că... Nu mai știu, frate, SF-ul aici, vreau că n-am mai jucat să am de ceva. Trebuia să se iau pe aici. Știu că era gen o crăpătură undeva, dar... Nu mă să știe unde, nu e, nu e aici, clar nu e aici. Aici, 100% aici, aici, mă, bine, mă. Hai să vedem. Noi de vânzare, noi de vânzare. Oh, praști 100.000, n-am. Price 1.000.000, mâncați-a și sărăcia. 901.000, fac. Deci mai ieftin e 500.000, frate. Sărăcile cu cât le vând, bă. Aici nu-s de vânzare, nu-s case. Mama aia cu 500.000 m-ar tenta, dar... Trebuie să văd cum arată măcar. Arată bine sau eu sărăcie de aia? Aia 500.000. Aia pot să fac rost de bandre cu 100.000, fac rost imediat de ei. A, pe casa asta am mai avut-o, frate, am dat 200.000 pe aici, trumpit. Casa asta am dat eu 200.000 pe ea, 300 cât am dat pe ea. Ia asta ia, ia lui ăsta? Mihai, nu, nu iau lui. O vin de sărăcia, bă. Scump, dă-te, drec. Ia asta acum, dar asta e tot la fel, mai că o vin de la preț dublu, ia, tot la fel interiorul, dar o vin de la preț dublu, că el mai e șmecher. Acum o lasă la 400, eu iau. Hai să văd, /id.mihai. Ia fecacică. Da, e cu mă mare trebuie, frate. Asta e cu mă mic. Nu știu ce să zic, frate. Hai să ne mai uităm pe aici. De fapt, mi-aș lua, v-am zis, mi-aș lua în... Mi-aș lua în... LS sau LV, da. Acolo, drec, trebuie să strâng bani. Și până strâng eu bani, se vinde. Pe aici nu-s casă, ia? Opa. Văd casa San Fierro ID 466 preț. Hai că sunt la 400 de metri, de-aia mă duc să o văd. Fuck. Stai să-i văd interiorul. De să văd interiorul. Poate lasă la 400.000, frate. Sau poate o lasă la 400 și îi dau eu pe parcurs. A, bine, o să creadă că sunt scammer și nu o să-i dau și pe mine. Ia, bă, ia. Ce interior? Nice. Poate fac eu rost cumva de bani, frate, azi. Ia, yeah. Salut. Dă-i unlock, man. Dă-i unlock. Unlock, să o văd. Bă, câți bani ai? Gen, îi dau un RG-ul și îmi dă diferență, 600.000. Știi? Ar fi o afacere. Nu am bani, fa... Eu am doar 401.000. Dacă aveai, îți dădeam nărăgă și dădeai diff. O dai pe 400.000 și îți mai dau când fac rost. Păi... Însă vă nu te interesează. Cât dai? Dai și mă. SMS 742 54259. Cât?
că vrei. Ah, păi ca toate celelalte, frate. Nu știu, o să-l întreb, o să-l dau. Ah, lol. Buy house / P. Stai, vindeți casa dacă ai... Ah, unrent room. Hai să mergem bancă. Scoate-o, că poate o ia unul. Așa. Slash V. A, nu slash V, doamne, slash GPS. Locații importante, hai să mergem să pun cea mai rapidă. Bank SF. Vini, mă, da. O să-i dau banii când fac rost de ea, adică nu sunt retardat, drec.